Bine v-am găsit la Secretele Insulei de un Milion. Eu sunt Cornelia Ionescu și de la această oră o am alături de mine pe una dintre cele mai puternice competitoare de acolo, de la Insula de un Milion, pe Nicoleta. Bună, Nicoleta! Bună, Cornelia! Bună! Ești foarte schimbată față de imaginea pe care o vedeam noi la televizor. Sper că în sensul bun, nu cel rău. Sunt foarte schimbată, pentru că mediul de acolo... Cred că este unul foarte greu pentru mulți dintre noi și am avut câteva schimbări. Am slăbit foarte mult, am slăbit 7 kg și am luat cumva și stilul dominican. Da, și da, ce să zic, cred că a fost o schimbare în bine mai mult decât în rău. Așa e. Erai foarte frumoasă și acolo în competiție, ești foarte frumoasă și acum. Din punctul meu de vedere erai și foarte puternică. Ai ratat la mustață și îmi pare foarte rău să spun lucrul ăsta, pentru că te vedeam în fazele avansate ale concursului. Ce s-a întâmplat, Nicoleta? Am ratat la mustață la ultima probă, te referi? Exact. Așa. Din păcate, din prostia mea, să spun așa, am... Nu știu ce tot am făcut, m-am fățuit, m-am tot mișcat să am o poziție mai comodă, dar din păcate mi-a alunecat piciorul și am căzut. Așa e, din fața televizorului noi am văzut că atât tu cât și Argentina ați rezistat acolo 40 de minute și părea că puteți sta în acea poziție mult și bine. Însă vezi o clipă de neatenție unde duce? Da, a fost o clipă de neatenție pentru mine, că altfel rezistam foarte mult, pentru că mă știu pe mine cum sunt și sunt o tipă rezistentă. Da, am stat 40 de minute pe acel centimetru 20, nici mie nu-mi venea să cred câtă rezistență am putut să am. La fel și Argentina, o apreciez foarte mult de ceea ce a făcut, dar... Așa a fost să fie. Acolo mi-a fost, acolo mi s-a terminat drumul pe insulă, din păcate. Asta a fost să fie. Datorită acelui dezechilibru s-a ajuns aici și tuturor ne pare rău și bănuiesc că celor care te urmăreau și pe tine. Ăsta este concursul, ăsta este jocul. Eu, pe de altă parte, vreau să te întreb ceva. Datorită nominalizărilor pe care Szilard le-a făcut, Jaguarul are acum 80.000 de lei pe mână. Crezi că a fost bună strategia lui de a face lucrurile într-un asemenea mod? Strategia lui Szilard? Da. Szilard a fost și este unul dintre cei mai buni competitori ai acestei emisiuni. Un tip foarte inteligent care și-a pus foarte bine totul la cale, să spun așa, și s-a și dovedit până acum. Sper să ajungă în finală, pentru că îi merită și e unul dintre cei mai puternici. Da, strategia lui a dat roade, deși și el m-a considerat o competitoare foarte puternică. Dar m-a pus cu niște bărbați mult mai puternici decât mine și a dat roade strategia lui. A dat roade strategia, tu ai ieșit din competiție. Acum că i-ai cunoscut pe toți și i-ai văzut cumva la lucru, cine crezi tu că are cele mai mari șanse să câștige Insula de un Milion? După cum am mai zis, îl văd pe Szilard în finală, fiind unul dintre cei mai puternici. Acum ori Jaguarul, ori Variu. Dintre cei doi, cu siguranță o să ajungă în finală, unul dintre ei. Din câte am văzut la Variu, și el este un competitor foarte bun. A rezistat foarte bine la toate probele, le-a câștigat pe toate. M-a impresionat foarte mult la proba cu Denis, cu acele greutăți, când au rezistat eroic amândoi. Deci, în concluzie, din punctul tău de vedere, Szilard
Jaguarul și Variu ar fi acolo în cărți pentru a fi câștigători. Ar fi și Sorin, pentru că și el este un tip foarte puternic, dar gândurile mele asupra lui cred că o să dea roade. Și ești tot din competiție și tot crezi că ești în spatele lui, așa îi sufli în ceafă. Da, este frunceafă pentru că și-a luat cumva în cap toată competiția asta și tot ce s-a întâmplat până acum și el crede că o să ajungă departe, dar speranța moare ultima și sper să iasă înainte de finală. O să revenim un pic și la Sorin. Eu vreau să revin cumva la tine și la felul în care te-am perceput noi așa de aici din fața micilor ecrane, fix din primul episod. Din primul episod, Nicoleta a ieșit la rampă în momentul în care a ajuns în tabăra nordicilor și ai observat că mâncarea pe care tu ți-ai pus-o într-o ladă nu a ajuns la tine. Bine, în învălmășal așa evenimentelor, te-ai dus în tabăra sudicilor și te-ai confruntat cu toți bărbații aceia puternici de acolo. Ai avut un tupeu maxim, sincer. Așa e și în viața de zi cu zi? Da, când mi se ia ceea ce mi se cuvine, răbufnesc. Și da, am curajul de a merge să-mi iau ce al meu înapoi. Chiar dacă sunt bărbați, chiar dacă sunt femei, eu am curajul să merg să-mi iau ce mi se cuvine. Așa că te-ai dus acolo războinică și ți-ai cerut drepturile. Da, mi-am cerut drepturile pentru că eram și, cum să zic, eram toți în spiritul ăla de competiție, toți eram foarte agitați și n-am gândit oarecum ce o să se întâmple dacă o să merg acolo și o să-mi iau proviziile. Uite, în mod surprinzător, un sudic te-a salvat pe tine atunci când trebuia să părăsești competiția. Este vorba despre Filip. Da, nu mă așteptam la Filip. Chiar nu mă așteptam deloc să mă salveze. Nu mă așteptam să mă salveze nimeni. Dar aminte Filip. Chiar îi mulțumesc cu această ocazie și sunt foarte recunoscătoare pentru tot, pentru că a avut încredere în mine și am putut să-i duc brățara cât mai departe am putut eu. Sunt ferm convinsă că Filip este foarte mândru de tine. Ai dus brățara, uite, până aproape de finalul competiției. O brățară care nu știu, parcă a prins o altă valoare așa pe mâna ta. Da, oarecum a prins o altă valoare, pentru că am căzut și de două ori la ruletă, ceea ce dacă aveam brățara mea inițială 40 nu se întâmpla niciodată. A fost, cred că totul a fost cu un scop până la urmă și cred că divinitatea cumva m-a ales pe mine să duc acea brățară până aproape de final. Divinitatea te-a ajutat și în foarte multe alte situații. Nu pot să nu-mi amintesc faptul că tu ai făcut parte din tabăra nordicilor, o tabără mai mică, unde traiul a fost foarte dificil, nu aveați mâncare, iar la plecarea în Republica Dominicană spuneai că slăbiciunea ta cea mare este mâncare. Da, din câte am zis, slăbiciunea mea este mâncarea, dar ajungând acolo și având, fiind în acel mediu și ieșind din zona mea de confort, mi-am dat seama că nu e chiar așa cum am zis eu, că mâncarea e slăbiciunea mea. Mi-am dat seama că pot să mă controlez oarecum și să nu mă mai gândesc atât de mult la mâncare. Deci n-a fost mâncarea până la urmă slăbiciunea ta. Dar care a fost slăbiciunea ta acolo? Slăbiciunea mea până la urmă a fost dorul de casă, dorul de părinți, de mama, de tata, de frate, de nepoți. Și mi-am dorit oarecum că în fiecare zi am fost cu ei în gând. Și mi-am dorit foarte mult să mă întorc la ei, dar în același timp
nu, m-am gândit că nu sunt o lașă și nu vreau să renunț atât de ușor la, la scopul pentru care am mers pe acea insulă. Care a fost scopul tău acolo pe insulă? Să câștigi, nu-i așa? Bineînțeles, scopul meu era să câștig, dar și acela de a mă conecta cu mine, de a îmi pune gândurile în ordine, de a sta departe de tot ce înseamnă social media, viață cotidiană, să spun așa, și chiar mi-a prins foarte bine. Aș mai repeta această experiență de nenumărat. Ai venit o altă Nicoleta de acolo, de pe insula de un milion, mai schimbată, gândind diferit? Da. Acum am venit mai schimbată, pentru că am învățat foarte multe lucruri de acolo, fiind înconjurată de atâția oameni, de atâtea caractere. Mi-am dat seama că eu nu am trăit atât de multe lucruri în viața mea reală, câte am trăit acolo. Dacă ar fi să revin un pic la insula de un milion, nu pot să ocolesc așa un subiect pe care cu siguranță tu îl știi și foarte bine. Acolo, în tabăra nordicilor, ai avut multe neînțelegeri cu Sorin, un bărbat despre care ai spus că este individualist. Așa ți s-a părut ție? După cum l-am cunoscut pe Sorin, nu știu, în primele două săptămâni sau chiar mai mult, nu știu, până când a avut loc acea divergență între noi, l-am cunoscut un băiat foarte calculat, foarte sufletist și chiar m-am înțeles foarte bine cu el și tot ce am făcut, am făcut sfătuindu-ne unul cu altul. Nu m-aș fi gândit niciodată că el o să reacționeze într-un hal, în ultimul hal, și să lase atâția oameni fără mâncare din cauza unui conflict cu Ileana, de exemplu. Consider că te-ai înșelat în privința lui? Da, m-am înșelat. Eu vorbesc doar de ceea ce s-a întâmplat pe insulă, Sorin, acel Sorin de pe insulă, cum l-am văzut eu. M-am înșelat în privința lui pentru că s-a dat oarecum un personaj înainte, iar ulterior și-a arătat adevărata față. Pentru că consider că un om își arată adevărata față doar în momentele de slăbiciune. Relația dintre voi a rămas una rece, te-ai dus în momentul în care tabăra voastră a nordicilor s-a desrămat într-o altă tabără în care nu era Sorin. De ce? Pentru că nu mai voiam să am de-a face cu acel personaj, Sorin, pe insulă. Voiam liniște, voiam pace, nu mai voiam minciuni, pentru că de-a lungul acestui experiment umbla cu o minciună de la unul la altul. De fapt, mai multe minciuni de la unul la altul. Am zis că merg într-un camp în care există doar onestitate, corectitudine și bunătate. Iar Sorin mi-a zis ulterior că dacă o să mă mut într-un camp, el o să meargă în campul opus față de mine. Și chiar a procedat foarte bine și mă bucur pentru ceea ce a făcut. Da. Crezi că în tabăra cealaltă nu era la fel? Onestitate, empatie? Așa credeam în acel moment, că nu există empatie, onestitate și așa mai departe, pentru că am văzut oarecum lucrurile de la exterior. Am pus etichete fără să vreau, am judecat și ăsta e un lucru foarte important pe care l-am învățat, să nu mai pun etichete oamenilor înainte să-i cunosc. Mergând și în campul sudiților, mi-am dat seama că m-am înșelat și că îmi pare rău că nu i-am cunoscut pe toți mai bine de la început. Dacă ar fi să dai timpul înapoi, Nicoleta, ai schimba ceva în comportamentul tău, în lucrurile pe care le-ai făcut? Singurul lucru pe care l-aș schimba ar fi acela de a fi mult mai sociabilă cu ceilalți, mult mai apropiată.
faptul să-i cunosc mai mult, să văd ce fel de oameni sunt, să nu mai pun etichete și să-i cunosc în adevăratul lor sens. Ți-ai făcut prietenii totuși acolo care să reziste și dincolo de competiție? Da, mi-am făcut prietenii și mă bucur tare mult că i-am cunoscut. Una dintre ele este Adina, Adina din campul meu. Se știe că la început nu ne-am înțeles foarte bine, pentru că m-a deranjat cumva cu atitudinea ei. Dar ulterior am ajuns să ne cunoaștem mult mai bine și chiar am rămas în relații foarte bune. La fel și din campul vesticilor, cam cu toți cei care am fost acolo, am rămas în relații bune. Acum te-ai întors acasă. Care a fost primul lucru pe care l-ai făcut? I-am sunat pe e-mail. I-am sunat pe e-mail și am plâns față de ei ca un copil din ăla care a fost lăsat singur de foarte mult timp și m-am bucurat foarte mult că i-am revăzut. Și ce să zic, că s-au bucurat foarte mult să mă vadă. Abia așteaptă să merg la ei în Paris. Păi și când ai de gând să te duci? Zilele următoare. Nu mai las să treacă timpul, abia aștept să ajung la ei. Dacă te duci la Paris, probabil vei rămâne așa acolo o perioadă de timp și la un moment dat te vei întâlni și cu Flori. Da. Chiar am vorbit cu Flori și i-a spus că o să merg să o vizitez la restaurantul pe care îl are în Paris, să povestim mai multe acolo, să împărtășim ceea ce s-a întâmplat pe insulă, abia aștept. Dacă a venit vorba despre Flori, nu pot să nu te întreb ce ai mâncat prima dată când ai ajuns acasă. Am mâncat prima dată când am ajuns acasă, am mers la un restaurant tradițional. Un restaurant tradițional cu de toate. Ciorbă de fasole, slănină, ceapă roșie. Pentru că mi-au lipsit toate lucrurile astea și atât a fost, adică doar acea poftă pe care o aveam tot acest timp pe insulă. Aveau alt gust acum? Da, mâncarea avea alt gust. Alt gust, am simțit paradis, să spun așa. Felul în care am mâncat acolo aproape de nimic și aici toate bunătățile. Acum le apreciez și mai mult decât atunci când ai plecat. Absolut. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am în momentul de față, pentru că acolo am văzut câte lipsuri am avut acolo și cât de dornic am fost să am anumite lucruri. Și acum am venit cu acest gând că sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce am și apreciez fiecare lucru, cel mai minuscul lucru. Ai reușit și să scapi de orgoliu? Vorbeai tu despre cel mai mare defect al tău tot la plecarea înspre Dominicană. Încă nu știu lucrul acesta, o să văd pe parcurs. Sper din tot sufletul meu ca să mă fi întors fără orgoliu, să-l fi lăsat acolo în Dominicană orgoliu. Îți mulțumesc mult, Nicoleta, te felicit pentru tot ce ai făcut acolo în competiție la Insula de 1.000.000 și sper să ne revedem cu drag aici. Mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit astăzi și o să ne revedem, cum spun eu, la o nouă ediție a emisiunii Secretele de Insulei de 1.000.000 curând. La revedere!